mi se pare un lucru foarte important ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta, și anume că asistăm la un fenomen, un dublu fenomen de mărturisire. Sigur că în cadrul bisericii se mărturisește, dar biserica de data aceasta și-a deschis aripile ca să primească o altă formă de mărturisire, și anume a teatrului. Asistăm la nivelul culturii române la un teatru din ce în ce mai afectat de vulgaritate, de promiscuitate, în numele modernității și a democrației și în numele libertății de expresie. O decădere, o cultură minoră. Știți că Titu Maiorescu spunea că un popor poate să trăiască fără cultură, dar cu o cultură minoră nu. E, uite, încearcă să ne asasineze cu o cultură minoră. Ce se întâmplă și ce s-a întâmplat și astăzi? Apare acest teatru care nu este un teatru religios. Este un teatru mărturisitor. Teatru mărturisește. Vedem dintr-o dată cum se încreștinează sau reîncreștinează teatru. Nu în sensul, cum să zic, teatrului medieval care ilustrau scene din Biblie, ci într-un sens cu totul și cu totul nou. Cu mijloacele tehnice moderne, teatrul mărturisește credința creștină acestui popor, care a fost în momentele de mare dezastru istoric prezentă și care ne-a creat această imunitate și această dăinuire. Și din punctul acesta de vedere, e lăudabilă inițiativa în al preasfinției sale Mitropolitul Andrei de a găzdui, nu numai cu credire, și cu sufletul lucrul acesta, și a fost lăudabilă și prezența studenților și mai ales felul de a asculta. Știți că Walt Disney zicea că datul din coada unei câine nu se cumpără cu dolari. Denotă inteligență, sensibilitate și faptul nu numai că nu totul este pierdut, ci că totul se poate recâștiga.